Dragii mei, având în vedere situația dramatică a vecinilor noștri din Ucraina, m-am gândit că materialul de astăzi să fie dedicat părintelui Arsenie Boca, în profețiile căruia întâlnim foarte multe lucruri asemănătoare vremurilor pe care le trăim astăzi. Cunoscut ca unul dintre cei mai importanți vizionari și oameni ai Bisericii Românești, părintele Arsenie Boca a făcut numeroase profeții despre vremurile pe care le trăim sau care vor veni. Se spune că părintele de la Prislop a anunțat împovărarea de taxe și impozite pe care o trăim astăzi, a vorbit despre spurcăciunea ce va cuprinde toate clasele sociale, inclusiv instituțiile statului și politica. Sfântul Ardealului a avertizat că bisericile vor rămâne goale și vor cânta cu cuvelele în ele, pentru că atât oamenii cât și preoții se vor lepăda de credința în Dumnezeu. Profețiile nu apar în cărțile pe care ni le-a lăsat moștenire Sfântul Ardealului, ci sunt cuprinse în numeroase lucrări religioase. Mărturiile sunt susținute de oamenii care l-au cunoscut sau au trăit în apropierea părintelui Arsenie Boca, de aceea, veridicitatea lor este lăsată strict de fidelitatea cu care aceștia au transmis vorbele de duh ale părintelui de la Prislop. Iată câteva dintre cele mai cutremurătoare profeții pe care le-ar fi făcut părintele Arsenie Boca. Din povestirile surorii Septimia Maniș, 81 de ani, așa cum apar în cartea Noi mărturii despre părintele Arsenie Boca, reiese că părintele văzuse deja împovărarea de taxe și impozite pe care o trăim astăzi. Îmi pare rău de voi că sunteți slăbiți în credință. Veți cădea din cauza fricii. Frica-i de la diavol. Nu vă fie frică pentru a vă salva sufletele. Vor veni vremuri foarte grele, dar toate sunt îngăduite de Dumnezeu, care este tovarășul de drum al fiecăruia, de la naștere până la moarte. Vor cădea și cei aleși. Îmi pare rău că sunteți cei de pe urmă. Vă vor cerne, vor pune impozite, taxe și alte îngrădiri. Vor lua totul. Să știți că mulți vor pleca din țară, dar puțin se vor întoarce. Ar dori să se întoarcă și n-or mai putea, căci România va fi înconjurată de flăcări. Un alt martor, Vasile Șerbu, din Arpașul de Jos, povestește cum părintele Arsenie Boca vorbea despre spurcăciunea întruchipată aici, de puterea banului și de vicii, care va cuprinde toate păturile sociale. A fost de față când părintele a scos dintr-un cufăr o carte veche, despre care a spus că provenea de la sfinții din muntele Athos. În ea, ne-a spus părintele Arsenie, se găsește descrierea hidrei cu răsuflarea otrăvitoare, care va urmări prin toate mijloacele să împiedice lumina și voința dumnezeiască. Veți vedea și veți înțelege spurcăciunea peste tot în jurul vostru. La serviciu, în magazine, în instituțiile statului, în conducerea lui și mai ales în politică. Din nefericire, ea va intra pe furiș chiar și în sânul bisericii, murdărind unele suflete de aici. Aproape că oamenii își vor pierde speranța. Doar cei care își vor păstra credința adevărată vor fi salvați și mare va fi atunci slava lui Dumnezeu peste ei. În mărturii din Țara Făgărașului despre părintele Arsenie Boca este cuprinsă o altă profeție tulburătoare ce face referire la pierderea credinței de către oameni, dar în special de rătăcirea preoților. Mii de credincioși vin să se roage la mormântul părintelui Arsenie Boca de la mănăstirea Prislop. Vine timpul și e foarte aproape când toți preoții vor repara bisericile, iar alții vor construi altele noi, dar nelucrând ei la sufletul omului, vor rămâne bisericile goale. Cu cuvelele vor cânta întrânsele. Roadele slăbirii în dreapta credință a teologilor în facultăți și seminarii vor fi preoții, care vor fi și mai slabi ca învățătorii lor. În Transilvania, ortodoxia aproape că va dispărea, ultima redută va fi Sibiul, dar va cădea și acesta. Dumnezeu nu forțează mântuirea nimănui. Cine are minte să ia aminte. Părintele Arsenie Boca a lăsat câteva avertizări și despre un război care va nimici tot ce va întâlni în cale. Relatările preotesei Lucreția Urea și ale Paraschivei Anghel, din alte mărturii despre părintele Arsenie Boca, vorbesc despre niște semne înfricoșătoare. Toate aceste semne ni le-a prorocit părintele Arsenie Boca prin anul 1945-1946 și ne-a citit din Biblie de la Apocalipsă că se va ridica de la răsărit un popor fără cruce, va bântui casele oamenilor, le va dărâma, le va nimici,
se va călca om pe om, se va mânca carne de om și se va bea sânge de om. Cine va rămâne din războiul acesta va fi ales ca grâul din pleavă. Pleava zboară, iar grâul rămâne. Se va alege cine va rămâne. Părintele ne-a spus, nu vă spun de la mine. Așa scrie în carte, în Biblie, Aurelia Chiș, 93 de ani, a povestit cum părintele a vorbit despre necazuri mai mari decât munții, pe care oamenii nu le vor putea suporta. Vor veni necazuri mai mari decât munții Făgărașului. Ne-om duce la munții Făgărașului și la dealul Prislopului să se prăvălească peste noi că nu mai putem rezista. Atunci vor începe să spună munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne. Și ne-om duce la morminte să iasă afară morții și să intrăm noi de vii că nu mai putem rezista. Cine a fost părintele vizionar Arsenie Boca? Născut în 29 septembrie 1910, Vața de Sus, Hunedoara, decedat pe 28 noiembrie 1989, Mănăstirea Sinaia, Prahova, e considerat una dintre marile personalități ale Ortodoxiei Românești. A fost părinte ieromonah, teolog și pictor de biserici, stareț la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus și apoi la Mănăstirea Prislop. Odată cu instaurarea regimului comunist în anul 1945, părintele Arsenie Boca a intrat în atenția securității ca opozant al regimului. Până la sfârșitul anilor 1950, starețul a trecut prin calvarul anchetelor și al arestărilor. A fost închis la Securitatea din Brașov, apoi dus la canal. A ajuns în închisorile Jilava, Timișoara și Oradea. După eliberarea din temnițele comuniste, părintele Arsenie Boca nu și-a mai putut relua activitatea de preot. Atunci, securitatea l-a urmărit aproape până în ultimile săptămâni dinaintea morții sale, în 1989. Mănăstirea Prislop, unde părintele Arsenie Boca a slujit în anii 1950 și unde a fost înmormântat, a devenit unul dintre cele mai aglomerate locuri de pelerinaj din România.